Peste 600 de suceveni s-au vaccinat la caravana organizată de SMURD cu doctorul Raed Arafat. Bun găsit, doamnelor și domnilor, sunt Cătălina Biholar, încep știrile Intermedia. Iată și câteva dintre subiectele zilei. Peste 600 de persoane s-au imunizat la caravana de vaccinare anticovid a SMURD, condusă de șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, secretarul de stat Raed Arafat. Un nou centru de vaccinare a fost înființat în municipiul Suceava, la Universitatea Ștefan cel Mare, iar Gheorghe Flutur și Ion Lungu îl susțin pe premierul Florin Câțu în candidatura sa pentru președinția PNL. Detalii despre acestea și alte subiecte în știrile pe larg. Peste 600 de persoane s-au imunizat la caravana de vaccinare anticovid a SMURD, condusă de șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, secretarul de stat dr. Raed Arafat. Sâmbătă, caravana a fost prezentă la Cala Findești, iar duminică la Câmpul Lung Moldovenesc. Majoritatea celor care s-au vaccinat au optat pentru vaccinul Johnson & Johnson. Programul de funcționare a fost în ambele zile, între 10 și 16. Sâmbătă, la Cala Findești, s-au vaccinat 199 de persoane, dintre care 126 cu Johnson & Johnson, 72 cu Pfizer și o persoană cu Moderna. Persoana 1, așa, poate nu vrea să... La Zurcă Constantin. Asta e Johnson. Johnson, da. Nu are să fiu... Onoare să fiți vaccinat de ministru? E o mare onoare, bineînțeles. Dar mie mai trebuie o persoană, sunt tu. Nu după ce te-am dar sunt bine, e asta. A avut mâna ușoară, domnul ministru? A avut mâna ușoară, a ceva pe... Da. A avut mâna ușoară, ați simțit ceva? Nu am simțit. Eu consider că e un lucru bun pentru noi, că suntem bolnavi, suntem pensionari și de asta am venit. La Cala Findești, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, Raed Arafat, a îndemnat la vaccinare și nu a exclus un nou val de infecții. Este unica șansă care o avem. Vedeți, în Marea Britanie au început din nou să crească numărul cazurilor, mai ales cu varianta indiană. Dovezile toate arată că vaccinurile sunt eficiente și împotriva noilor variante, dar oamenii trebuie să fie vaccinați. Pandemia în lume încă nu s-a terminat, dar noi putem să limităm efectul ei în România prin a vaccina cât mai mulți oameni posibil și să nu ascultăm recomandările între ghilimele împotriva vaccinării care vin pe Facebook-uri, pe social media sau uneori chiar auzim unii care comentează la anumite emisiuni, deci vaccinul este unica soluție pentru a preveni un nou val grav la toamnă și la iarnă. Duminică, la Câmpul Moldovenesc, au fost vaccinate 415 persoane, dintre care 210 cu Johnson & Johnson, 202 cu Pfizer și 3 cu Moderna. Între cei care s-au prezentat la vaccinare s-a aflat și bunica Teodora, în vârstă de 93 de ani. Aceasta a fost ajutată să ajungă la caravana amplasată pe platoul central din oraș de Nicoleta Bogoș, președinta Asociației Licuricii Fericiți. Asociația are grijă de peste 30 de bătrâni din zonă. V-ați vaccinat? Acum. Acum ați venit să vă vaccinați? Acum. Cu doamna Nicoleta, da? Spuneți-mi câți ani aveți? 93. 93? Mulți ani înainte. Mulți ani înainte. De ce ați venit să vă vaccinați? Da. Mai bine. Nu am grijă. Să nu aibă grijă, să fie mai bine, să se simtă în siguranță. Spuneți-mă, rog, de ce ați venit să vă vaccinați astăzi aici? Pentru că trebuie să-mi duc nepotul la fată în Italia și trebuia să-mi-l fac. Cum mi s-a părut organizarea aici? Foarte bună. Cine v-a vaccinat? Domnul doctor Arafat. Dar n-ați venit doar pentru domnul doctor aici? Nu. Nici nu mi-am închipit chiar el. A fost o surpriză? Da. Șeful DSU, secretarul de stat Raed Arafat, s-a declarat mulțumit de numărul de persoane care au venit la caravana vaccinării. El le-a mulțumit acestor persoane, arătând că ele vor face diferența în comunitate și vor reduce răspândirea virusului. Vreau pe această cale să le mulțumesc autorităților locale, deci primăria Câmpulung,
dar vreau să mulțumesc și colegilor din toate structurile care ne-au sprijinit, instituția prefectului, Direcția de Sănătate Publică, Inspectoratul pentru Situații de Urgență Suceava, Inspectoratul de Poliție, Inspectoratul de Jandarmerie, voluntarii, deci toți care s-au implicat ca să fie reușită, dar mai ales să le mulțumim celor care vin să se vaccineze, pentru că ei de fapt vor face diferență în comunitate și vor reduce răspândirea virusului. Caravana de vaccinare din cele două localități este considerată un succes și de prefectul Iulian Cimpoieșu. Succesul se datorează prezenței doctorului Arafat, dar și mobilizării exemplare a tuturor structurilor implicate în mod direct, ISU-DSP, Inspectoratul de Jandarmi, Inspectoratul de Poliție, autorităților locale din Calafindeș și Câmpul Lung, precum și a celor din unitățile administrativ-teritoriale din împrejurimi. Pentru două zile e și pentru reticența și pentru absenteismul, să zicem, de ultima vreme, pentru două zile e o cifră foarte bună pentru noi. Primarul municipiului Câmpul Lung Moldovenesc, Mihăiță Negură, susține și el că a fost un succes campania de vaccinare. A contat foarte mult că Raed Arafat a venit cu foarte multă logistică, dar și faptul că au fost mobilizați și primarii din zonă. Este o acțiune bucurătoare și în același timp eu consider foarte folositoare pentru toate categoriile de vârstă. Iată că astăzi a fost și persoane tinere, dar în cel mai multe cazuri au fost persoane în vârstă și este lucru foarte important pentru că sunt persoanele cele mai vulnerabile la acest virus. În total, 614 persoane s-au vaccinat în cele două zile în care s-a aflat la Calafindești și Câmpul Moldovenesc. Caravana a fi pregătit. Echipa medicală a fost formată din medici, asistenți, voluntari ai UPU Smurd, Târgu Mureș și Suceava, pompieri și voluntari din cadrul programului Salvatori din Pasiune, ai ISU Mureș și ISU Suceava. Un nou centru de vaccinare a fost înființat în municipiul Suceava la Universitatea Ștefan cel Mare. La centrul care funcționează în corpul nou al universității vor fi administrate vaccinurile Pfizer, BioNTech și Johnson & Johnson. Programul de funcționare este de luni până vineri în intervalul orar 8-14, iar doritorii se pot prezenta fără programare prealabilă. Un nou centru de vaccinare funcționează începând de luni la Universitatea Ștefan cel Mare din municipiul Suceava. Centrul a fost amenajat în sala club din corpul E al universității. Intrarea se face direct din exterior, dinspre parcul Areni. Centrul a fost înființat prin mutarea la universitatea unui flux de vaccinare de la Colegiul Național Ștefan cel Mare Suceava. Ne bucurăm că și Universitatea Ștefan cel Mare s-a alăturat eforturilor autorităților de a deschide noi centre de vaccinare și cât mai ușor să vină lumea să se vaccineze. În primul rând studenții, deci centrul este deschis în primul rând pentru studenți și cadrele universitare, tot aparatul auxiliar. Iar dacă sunt doritori din afara universității, pot veni să vaccineze în centru cu vaccinul Pfizer sau cu vaccinul de la Johnson & Johnson. La alegere și doar cu buletinul fără programare. Centrul va funcționa de la ora 8 până la ora 14 după amiază, de luni până vineri. În acest interval se poate face vaccinul. Așteptăm să vină studenți chiar din prima zi, după cum vedeți, au venit studenți să se vaccineze, au venit și oameni din afara universității, ceea ce este foarte bine și surprinzător că, uite, chiar din prima zi oamenii și studenții au înțeles despre ce este vorba, este mult mai ușor accesul și pot veni să se vaccineze. Asta ca să-și petreacă vara în condiții de libertate, să poată călători, să-și poată face vacanța așa cum și-o doresc. În prima zi de funcționare, la centrul de vaccinare s-au prezentat în special studenții ai universității, inclusiv studenți străini, veniți la Suceava prin programe Erasmus. Obișnuit, ca o injecție normală. Nimic schimbat. Puțin am simțit că n-am băgat acul, dar atât. Dura puțin. Păi eu am fost militar, cu liceu militar, am fost la Academie la Sibiu.
trecut prin război, pe așa, nu am fost eu de injecții, am emoții. Persoanele care doresc să se vaccineze la centrul de la universitate se pot prezenta direct, fără programare, și pot alege între serurile produse de Pfizer-BioNTech și Johnson & Johnson. Programul de funcționare este de luni până vineri, în intervalul 8-14. Premierul Florin Câțu și-a anunțat intrarea în competiția internă pentru președinția Partidului Național Liberal împotriva actualului președinte Ludovic Orban. PNL are nevoie de un suflu nou, susține Florin Câțu, înconjurat de personalități marcante ale partidului. Între ei, din partea organizației de la Suceava, Gheorghe Flutur și Ion Lungu. Am decis să mă înscriu în competiția pentru președinția Partidului Național Liberal. Le mulțumesc și liderilor politici puternici din PNL care au crezut în mine din primul moment în care m-am înscris în partid și care și astăzi mă susțin și fac parte din echipa mea. Prim-ministrul Florin Câțu a făcut acest anunț cu o oră înainte de întâlnirea liberalilor la Consiliul Național, unde a fost aprobat calendarul alegerilor. Între membrii puternici din Partidul Național Liberal care s-au aflat alături de Florin Câțu la momentul anunțului au fost Emil Boc, Lucian Bode, Raluca Turcan, Virgil Popescu, Rareș Bogdan, Alina Gorghiu, iar din partea Sucevei au participat președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, și primarul reședinței de județ, Ion Lungu. De altfel, Ion Lungu a transmis către redacția noastră un comunicat de susținere a premierului Florin Câțu pentru funcția de președinte al PNL. Susțin candidatura domnului prim-ministru Florin Câțu la funcția de președinte al Partidului Național Liberal. Am răspuns invitației primului ministru Florin Câțu de a participa la anunțul candidaturii la funcția de președinte al Partidului Național Liberal și de a susține candidatura dumnealui. Este o decizie care avantajează orașul nostru. Am convingerea că din această competiție electorală de alegeri interne a PNL, partidul va avea de câștigat, a transmis Ion Lungu. Sunt un liberal convins, un om care am trăit toată viața după principiile liberale. Le-am aplicat, le-am respectat. Oriunde am muncit în lumea asta. Știți foarte bine, de fiecare dată spun că doar liberalismul salvează România. PNL are nevoie de un suflu nou, are nevoie de o conducere care să vină cu elemente de noutate, în același timp să ducă mai departe tradițiile și principiile liberale. Eu nu cred că acum este nevoie să vorbesc despre mine, despre ceea ce voi face. Bilanțul mandatului meu de ministru al finanțelor și acum al celui de premier demonstrează mai multe decât aș putea să vă spun eu. Promisiuni auziți zilnic de la toți politicienii. Eu v-am obișnuit cu mai puține vorbe și mai multe fapte. Am salutat intrarea în cursa lui Florin Câțu. Va fi o competiție interesantă, o competiție de viziuni, de proiecte, de obiective, care sunt convins că va face bine Partidului Național Liberal și că membrii Partidului Național Liberal au de unde alege. Partidul Național Liberal este un partid democratic, un partid în care nimeni nu a fost descurajat să candideze dacă are o ofertă serioasă pentru conducerea Partidului Național Liberal. Mie personal nu mi-a fost niciodată teamă de competiție. Președintele PNL, Ludovic Orban, a anunțat săptămâna trecută, după ședința biroului executiv al PNL, că alegerile interne vor avea loc la 25 septembrie. Două locuințe au fost cuprinse de incendii provocate intenționat la sfârșitul săptămânii trecute în localitățile Costișa și Fetești. Fratele proprietarului din Costișa și un nepot al proprietarilor de la Fetești sunt suspectați că au provocat incendiile și cercetați penal pentru săvârșirea infracțiunii de distrugere. Militarii detașamentului de pompieri Rădăuți și ai gărzii de intervenție Siret, împreună cu lucrătorii serviciilor voluntare pentru situații de urgență Frătăuții Noi, Frătăuții Vechi și Bilca, au intervenit sâmbătă cu 8 autospeciale de stingere și o ambulanță SMURD pentru localizarea și lichidarea unui incendiu izbucnit la o gospodărie din satul Costișa, comuna Frătăuții Noi. La sosirea echipajelor, incendiul se manifesta la o parte din anexele gospodărești și la acoperișul casei, cu pericol de propagare la întreaga gospodărie și proprietatea învecinată. Au ars șura din lemn, acoperită cu draniță, acoperișul bucătăriei de vară și al casei de locuit și bunuri materiale. Cauza probabilă de izbucnire a flăcărilor a fost folosirea intenționată a sursei de aprindere pentru a genera incendiul. Anchetatorii au stabilit că imobilul îi aparține unui bărbat din localitate și a fost
primit moștenire după decesul mamei. În urma cercetărilor s-a stabilit că focul a fost declanșat de fratele proprietarului, vecin cu imobilul respectiv, între cei doi existând un conflict pe tema moștenirii. S-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de distrugere. Ulterior, duminică dimineață, militarii detașamentului de pompieri Suceava, împreună cu lucrătorii Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență Adâncata, au intervenit cu 3 auto speciale de stingere pentru localizarea și lichidarea unui incendiu izbucnit la o gospodărie din satul Fetești, comuna Adâncata. Au ars casa de locuit, adăpostul de animale și șura cu bunurile aferente. Cauza probabilă de izbucnire a flăcării a fost folosirea intenționată a sursei de aprindere pentru a genera incendiul. Din verificări s-a stabilit că bănuit de comiterea faptei este un nepot al proprietarului care a fost văzut în zonă. Polițiștii au întocmit dosar penal pentru comiterea infracțiunii de distrugere. Un sucevean care conduce o mașină de lux înmatriculat în Germania cu un mesaj care poate fi considerat obscen în România a rămas fără permis și a fost amendat cu peste 6.000 de lei. Nu mesajul i-a adus sancțiunile, ci depășirea vitezei legale de deplasare pe un drum județean, refuzul de a prezenta permisul de conducere și un apel fals la 112. Șoferul care conducea o mașină marca Mercedes înmatriculată în Germania, având pe plăcuță un mesaj considerat obscen în România, a fost oprit în trafic de polițiști pe drumul județean 209C, mai exact pe raza localității Vornicenii Mici. Bărbatul circula cu 103 km la oră pe un sector de drum unde limita de viteză era de doar 50 de km pe oră. Conducătorul auto a sunat la 112 și a reclamat echipajul de poliție pentru tratament necorespunzător, numai că oamenii legii erau echipați cu camere de filmat și anchetatorii care au vizualizat înregistrarea au ajuns la concluzia că polițiștii au acționat corespunzător. Pentru că acuzațiile s-au dovedit nefondate, bărbatul a primit o amendă de 4.000 de lei pentru apelul fals la 112. Apoi, pentru viteza excesivă, a fost sancționat cu suma de 1.305 lei, iar pentru că nu avea permisul de conducere asupra sa, a încasat o altă amendă de 870 de lei. Totodată, polițiștii i-au suspendat permisul de conducere. Vremea ploioasă face ineficientă dezinsecția în Suceava, motiv pentru care acțiunile au fost tot amânate. Din păcate, consecințele nu au întârziat să apară. Cazurile de persoane mușcate de căpuși au devenit frecvente, iar cei mai expuși sunt copiii. Un caz neobișnuit s-a înregistrat la finalul săptămânii trecute, când o copilă a ajuns la urgențele spitalului județean Suceava cu o căpușă uriașă prinsă de ceafă. O fetiță din municipiul Suceava a ajuns vineri la unitatea de primiri urgențe a Spitalului Județean Sfântul Ioan cel Nou Suceava cu o căpușă de mari dimensiuni prinsă de scalp la ceafă. Părinții cred că fetița a luat căpușa din parcul de lângă blocul Bebelușul din zona Mărășește a Sucevei. Ei spun că doar acolo s-a jucat în iarbă. Mama fetei susține că îi face baie în fiecare seară și de regulă îi prinde părul într-o singură coadă. Abia vineri, când i-a făcut două codițe, a observat insecta, s-a speriat și a dus-o la urgență. Agențele Spitalului Județean Suceava. Mușcăturile de căpușă sunt foarte periculoase pentru că pot transmite boala Lyme. La fel de periculos se poate dovedi a fi încercarea de a scoate căpușele acasă de persoane necunoscătoare. O soluție pentru a preveni înmulțirea și răspândirea căpușelor este dezinsecția, însă și ca aceasta să fie eficientă trebuie întrunite niște condiții. În primul rând să existe contract pentru acest serviciu, iar contractul este încheiat din luna mai. Apoi extrem de important este ca vremea să nu fie ploioasă timp de cel puțin 48 de ore după stropire, însă în următoarea săptămână șansele ca acest lucru să se întâmple sunt minime. Ambasadoarea Franței în România, excelența sa, Laurence Oer, a venit la Suceava pentru a inaugura oficial Alianța Franceză, o instituție care își propune să încurajeze învățarea limbii franceze și promovarea valorilor francofoniei. Totodată, ambasadoarea i-a înmânat profesorului universitar Santa Maria Ardeleanu Ordinul Național al Franței, Legiunea de Onoare în grad de cavaler. Aceasta este cea mai înaltă distincție care se acordă cetățenilor care aduc servicii statului francez. Ambasadoarea Franței în România a participat la inaugurarea oficială a Alianței Franceze din Suceava, care are sediul în Casa Prieteniei. Împreună cu rectorul Universității Ștefan cel Mare Valentin Popa, primarul Sucevei Ion Lungu și președintele Consiliului Județean Suceava Gheorghe Flutur, reprezentantul diplomatic a dezvelit panoul pe care scrie numele instituției. Monsieur le maire, vous êtes prêt? Allez, on va voir.
După momentul simbolic al dezvelirii panoului, ambasadoarea a avut o discuție privată cu Gheorghe Flutur. Anterior s-a întâlnit cu primarul Sucevei, Ion Lungu. Avem două proiecte pilot cu departamentul Maen și cu departamentul Nord, care arată că aceste parteneriate, pornind de jos în sus, duc la consolidarea relațiilor dintre țări. Am discutat cu doamna ambasador oportunități de colaborare în domeniile culturale, învățământ, sănătate. Am insistat pe domeniul economic, întâlniri bilaterale cu camerele de comerț, pentru că există foarte multe oportunități de afaceri aici în județul Suceava, în diverse domenii, de la agricultură, unde avem un potențial uriaș, în zona produselor bio, dar investițiile în industria alimentară, producători de carne, locul 1 în țară și lapte. Am discutat despre colaborări în turism și am propus un infotur când restricțiile din pandemie se vor ridica, să vină operatori de turism și jurnaliști din Franța să arătăm potențialul Bucovinei. Noi avem relații pe linie culturală, educațională, artiștilor plastici, în domeniul sportului, cum spunea domnul președinte. Din păcate suntem deficitari și trebuie să spunem foarte clar, în domeniul afacerilor. Tocmai de aceea am decis să construim acest club al oamenilor de afaceri la nivelul Alianței Franceze de la Suceava și să dinamizăm și relațiile de afaceri comerciale între cele două părți. E un moment emoționant, o felicit pe doamna ambasador că este azi aici și că am recunoștit pentru efortul depus la înființarea Alianței Franceze. I-am acordat o diplomă de excelență și, bineînțeles, în ultimul rând, o fericită pe doamna Sanda Maria Ardeleanu. Cred că cel mai fericit om de aici, din această seară, este dumneavoastră ei, la cât efort a depus. După aceste cuvinte frumoase, mie nu-mi rămâne decât să mulțumesc întregii comunități sucevene, instituțiilor sucevene, aici de față, Consiliul Județean Suceava, Primăria Suceava, apoi fondatorii, membrii fondatori care sunt aici, care reprezintă puterea acestei alianțe la Suceava. Alianța franceză de la Suceava este o instituție care s-a născut din comunitate, în comunitate și pentru comunitate. Este un vis frumos împlinit astăzi. Alianța franceză din Suceava este o asociație neguvernamentală, non-profit, cu caracter nelucrativ, care dorește să implementeze proiecte pentru comunitatea locală și invită persoanele fizice sau juridice interesate să îi se alăture în calitate de membru. Membrii fondatori ai asociației sunt Consiliul Județean Suceava, Consiliul Local, Universitatea Ștefan cel Mare, Inspectoratul Școlar Suceava, Biblioteca Bucovinei Igheț Biera, Teatrul Matei Vișniec, Casa Corpului Didactic, Asociația Patronatului Județean al Femeilor de Afaceri, Filiala Nord-Est a Ordinului Arhitecților din România și Uniunea Arhitecților din România. Totuși, sufletul acestui proiect este profesorul universitar Sanda Maria Ardeleanu, care a fost decorat cu Ordinul Național al Franței, Legiunea de Onoare în grad de cavaler. Aceasta este cea mai înaltă distincție care se acordă cetățenilor care aduc servicii statului francez. Onoranta decorației a fost înmânată sucevencei de către ambasadoarea Franței. Începe acum, doamnelor și domnilor, comentariul zilei. Alături de mine în studioul știrilor și astăzi jurnalistul Sorin Avram. Bine ai revenit. Bună, Cătălina, bine m-a regăsit. A venit, a vaccinat. Și a plecat, da, ce aveți de stat, oricum 600 și ceva de oameni înseamnă ceva. E interesant sau important. N-au fost zile întregi de vaccinare, au fost bucățele de zile. Pentru că a mers la Calafindești, o zonă cam izolată, pentru că a fost la Câmpul Moldoveni și acolo au venit și oameni din alte localități. Am vorbit ieri cu primarul Mihai Ținegru, a spus de pe la frumosul Vatra Moldoviței, comunele limitrofe. Să zicem că e bine așa, pentru că dacă te uiți la bilanțul pe data de 30 mai, când a avut loc campania asta la Câmpul Moldoveni, la Calafindești, a fost scos dinainte, adică luni, duminică. Dacă n-ar sâmbătă fi fost, la Calafindești, duminică da, la... Și dacă n-ar fi fost campania asta la Câmpul Moldoveni cu 450 oameni, ar fi fost ca în subțire 1000 și ceva de vaccinări. Merge treaba în continuare la Iulius Mall, am văzut la magazinul care are în parcare acolo și te vaccinezi din mașină. Acolo constant merge treaba bine și ce am observat așa oarecum surprinzător că Moderna numai 3 vaccinuri la Câmpul Moldovenesc, Fruntașe, Pfizer și Johnson by Johnson, cred că cel mai bine, bun, aici omul să poată să-și aleagă, dar cel mai bine
nu cel mai bine. Cel mai simplu, cel mai să-ți faci o singură doză. Johnson-ul și mai ales pentru, la caravană mă refer, pentru această caravană, cum ai zis și tu, vine și pleacă. A venit Arafat, Raed Arafat, a venit, a vaccinat și a plecat. Mi-e greu să cred că toată lumea care vine și își face un vaccin, coboară muntele de pe la fundul Moldovei la câmpul moldovenesc, mai vine și a doua oară la rapel. Și ca să fie sigură... A doua oară la rapel, oriunde, în orice secție din asta. Nu știu dacă mai coboară așa, dacă știi, ai făcut o injecție, ai făcut un vaccin... Și e bine, crește și rămâne procentajul cumva, pentru că, absolut, că e nu mai trebuie rapel. Imunizat, complet, schemă dar completă. Ce înseamnă să-ți faci reclamă cum trebuie? Pfizer a fost foarte deștept, pentru că totul a plecat de la acel contract pe care l-a făcut cu guvernul israelian. Asta a fost cea mai bună reclamă de pe fața pământului și după aia s-a rostogolit vestea că Pfizer-ul e cu moți. După aceea au venit și loviturile alea pe care le-a primit AstraZeneca acolo. E într-un documentar, peste câțiva ani de zile o să aflăm ce a fost în spate. Da? E de bănuit ce s-a întâmplat, e lesne de bănuit, dar o să aflăm într-un documentar peste câțiva ani că AstraZeneca a fost carotată. Paul Tată. A fost carotată. E totuși o instituție de cercetare de prestigiu. Da, e cu Oxford-ul în spate, da. Dar Moderna m-a surprins numai 3 vaccinări pentru că n-au avut parte de reclamă bună. Pfizer-ul este cel mai cântat vaccin. Și cel mai scump. Și, da, achiziție. Dar dacă nu dai nimica, așa. Și Johnson by Johnson vine tare din spate pentru că e vorba despre o singură doză. Între timp s-a deschis și centrul de vaccinare de la Universitatea Ștefan cel Mare. Aici programul de funcționare este scurt, doar în timpul săptămânii, de la 8 la 14. Da, eu cred că e suficient. E țintit pe o anumită categorie de public. Aici studenții care vin pentru înscriere, da, cam ăsta e publicul. Da, nu cred că o să fie atât de multă lume care se vaccineze acolo. Și aici sunt exact aceleași două vaccini. 14 e suficient. Tot Pfizer și Johnson & Johnson. Astăzi a fost pe la mine. O să vedem și cine are interes să se înmatriculeze, nu? Și face vaccinul cu Pfizer. Da. Azi a fost pe la mine doctorul Hâncu, președintele Colegiului Medicilor, și mi-a zis că a încercat și Colegiul Medicilor să facă un centru de vaccinare, să facă din asta un maraton din asta de vaccinare. Numai că n-a găsit loc, colo era ocupat, colo era ocupat, colo sală de nunți, îndată se dă drumul și n-au găsit cei de la colegiu un loc. Însă eu zic că în municipiul Suceava e suficient. Am mai zis noi, numai cine nu vrea, are unde să se vaccineze. Unde se vaccinez de câte ori vrea, ca omul ăla din Dorohoi, vezi mai bine, auzi mai bine. Aici îți faci un Johnson, acolo îți faci un Pfizer, mai încolo un Modern, așa. Deocamdată nu e permis, dar au fost discuții. Păi ca omul o a treia doză să fie el din alt vaccin. Păi nu ți-a zis omul că aude și vede mai bine. Eu de-aia cred că nu vor să ne mai facă să ne auzim, să nu vedem mai bine. Să nu dacă fie chiar acel 5G despre care nu, că dacă începi să vorbesc auzi cu adevărat ce spun ăștia de la guvernare și să vezi cu adevărat, te nebunești numai. Gheorghe Flutur și Ion Lungu s-au poziționat amândoi în aceeași tabără. Erau poziționați de când a fost Florin Câțu la Suceava. Ți-am zis de atunci că a fost campania electorală, Florin Câțu mincinosul, că așa îmi place mie să-i spun că e mare mincinos. Asta cu autostrada e o minciună gogonată pe care a servit-o pe loc, a dat-o pe loc așa. I-a venit, hai să dau la fraierii de la Suceava, că noi suntem considerați fraieri în continuare. Să-și asigure tocmai această susținere a organizației. Da. Și era clar că Gheorghe Flutur și cu Ion Lungus cu el. Pentru că ei s-au dus pe bani acolo, că nu s-au dus că e Florin Câțu frumos. Că dacă Florin Câțu era sudor, sculer matrițier la Vâlcea, de unde el, din fundul orașului, nu îl băga nimeni în seamă. E prim-ministru, deține funcția asta deocamdată. Când nu o să mai dețină funcția de primis, o să-l dea în șuturi afară, în șuturi și de la partid și de aia. Deci asta este roata în politică. Au fost președinți de partid, N și prim-ministri, Victor Ponta afară, Călin Popescu Tăricianu afară și din partid și de la așa. Tot. Deci Ludovic Orban un șut în fund, a fost prim-ministru una de zile, un șut în fund acum. Florin Cățu o să ia și el un șut în fund și asta este mersul. Și ăștia din teritoriul micii, adică dar activul de bază, da, activul de bază se duce unde e banul, că cine e prim-ministru și are bani.
Ludovic Orban întrebat, având da. O reacție a, în urma anunțului de candidatură, a fost întrebat chiar despre asta, că oamenii cu funcții da, grele și... s-au dus după nu, bani. S-au dus după principii. Și el zice că nu, no, că da. Nici nu are cum. Nu, no. No, ei după principii s-au dus. Niște mincinoși toți, niște... Da, Ludovic Orban, îmi pare rău de el, că a fost penibil, adică a apărut singur, așa. Dar ce teatru au făcut, ce scenarii, ce regie, ce scenografie, cum se întâlneau ei ziua ca hoți în spate ăștia, trădătorii lui, că i-au trădat toți, sunt niște trădători, că îi pupau mâna lui Ludovic Orban. Mai acum câteva luni. Ministrul pește prăjit, că erau nimeni în vânt, nimeni în drum. Și-au pat mâna lui Ludovic Orban și erau în stare să-i pupe și condurul. Și acum că e Florin Câțu l-au trădat, s-au dus în partea aia și ei. Și când auzi că vorbesc despre valori liberale și despre onoare, te doare capul și că ei s-au dus pe principiu. Așa, și cum s-au dus ei ziua ca hoți la foișor, se întâlneau în spate la foișor, deci trădătorii lui Ludovic Orban l-au văzut să se grupau acolo, s-au dus pe Emil Boc. Așa, nu intrau în sediu cum veneau, treceau prin fața ușii alea polonsite de la sediu. Pe care am scris eu un articol, bă, voi vă bateți, erau toți îmbrăcați de lux și fițoși și fițoasă aia. Batistuțe și fără batistuțe. O fițoasă și o închipuită a pământului ea din Botoșani. Îi ducea mapa lui Teodor Stolojan servieta, o cunosc de când era atâta. Bine, ea tot în altă. Și acum e mare închipuită, mare ministru. Și treceau toți închipuiți pe acolo, mă, și nu le era unuia. Nu i-a fost unuia rușine cu sediul la Polonsit. Un jigărit în ăla din Modrogan a ajuns. Cred că e greu să obțină acord de la cultură să-l modernizeze. Tu partid de guvernământ să-mi spui mie că tu reconstruiești România și o faci și să nu dai un var la sediul ăla și să-ți atârne ție cablurile alea pereți. O mai mare rușine. Și acum că, și cu trecerea lui bine, și Gheorghe Flutur, Emil Boc, mai mulți de la PDL. Rareș Bogdan? Așa. Partidul e capturat. El a fost capturat de mult de PDL. PNL-ul de fapt este PDL. Sediul Modrogan este al PDL-ului. Fostul sediul al PD. A fost sediul FSN-ului. Eu am fost în sediul ăla în 90, nu mai știu. Că 90 și că a fost la FSN. Și pe a trecut la PD, la PDL-ul și au mai PNL. Deci PNL e PDL, practic. Ce s-o mai învârtim? Dar... Și grupul acesta care... Are nevoie de un suflu nou. Da. Și e o gașcă nouă, mai nouă. Cu Siegfried Mureșan. Cu tinerii. Deci PNL e capturat, e un partid capturat. Așa. Și atâta ce să mai zic. Ludovic Orban înfrânt? Da, e. Deja? E și în grupă. Deci nu se mai joacă. No, păi asta o dăgăm Florin Câțu, doamna făcut de capul lui, cu Klaus Iohannis, cu gașca lor, cu grupul de la Cluj. E jucată. Suceava are alianță cu ambasada Franței direct, alianța da. Franceză, această instituție care își dorește să încurajeze învățarea limbii franceze, să propage mesajele francofone. Nu numai asta. Eu astăzi a fost și doamna Ardeleanu pe la radio. E mai mult decât componenta asta culturală, e și o chestiune care ține de partea economică. Unul la mână spunea doamna Ardeleanu că a aflat și dumneavoastră așa cu oarecare surprindere că la nivelul județului nostru sunt foarte multe pensiuni ținute de francezi. Și că urmează să facă un inventar. După aceea au... ambasadoarea și delegația dumneaei au fost cu toți în vizită la Ambro. Ambro este deținut de un concern francez Rossmann. Și spunea doamna Ardeleanu despre legăturile economice care ar urma să se creeze cu această alianță. Deci dincolo de un dans, un film, un teatru, o reverență, un șerbet și o felioară de salam subțire, așa, și o scoică, e și componenta asta economică. Hai să mai facem, să mai dăm un șurub, să mai aducem un calculator, să mai facem ceva. Și faptul că Alianța Franceză este prezentă aici... reciprocă, nu? Păi da, reciprocă, da. Așa. E un plus pentru cei care își doresc să aibă niște legături cu economia Franței.
Și încă mai spunea doamna Ardelean ceva, că alianța asta nu e pe viață aici, că dacă nu ai o activitate, dacă nu se fac lucruri așa, alianța se desfințează. Adică aici e și cu implicarea ambasadei Franței și implicit a guvernului Franței, și nu poate cineva pe urmă să ia pe persoană fizică să facă două afaceri și să spună nu. Deci e o chestiune destul de complexă. Să vedem ea cum se va dezvolta. A plecat totuși pe un fundament destul de solid. Da, doamna, bine, a fost și cu verificări multe. Fiind, să spunem, liantul acestei asocieri, da. Și primind totodată, înmânându-i se da, ceea o distinție, ce se cea mai înaltă distinție. Este cea mai înaltă distinție acordată cetățenilor care aduc servicii statului și francez. Și faptul că doamna a primit această distinție, dar și faptul că președintele Alianței francez este rectorul Valentin Popa, deci e băgată și universitatea, au fost întâlniți și primarul și președintele Consiliului Județean, deci e băgată pare ceva multă. Serios, nu? Da, da, și nu cred că se destramă așa, mâine s-au încheiat festivitățile și mâine s-a încheiat alianța. Pe de altă parte, Casa Prieteniei parcă insuficientă pentru amploarea evenimentului. Păi, da, e insuficientă pentru că e sub ocupație, că e Consiliul Județean acolo. Nu sub ocupația austriacă sau franceză. Sub ocupația celor care n-au putut să aibă grijă de palatul administrativ și altă prestanță ar fi avut sediul Alianței Franceze într-o clădire istorică precum Palatul Administrativ. Da. Nu acela de astăzi. Bun, altă prestanță, dar altă prestanță ar fi avut și dacă n-ar fi fost sub ocupație. Adică ar fi fost suficient spațiul Casei Prieteniei? Da, nici... Dacă ar fost dedicat acestei... E suficient spațiul, dacă nu ai armată de ocupație înăuntru, nu mai încap de ei. Nu se poate grăbi un pic? Nu. Dezocuparea? Nu. Deci se termină mandatul ăsta, nu se face nimic. Palatul nu se repară, palatul administrativ, reparat la cap-coadă, nu așa. Nu se face nicio șosea de centură. Autostradă nu mai vorbim. Poate la Fălticeni se începe ceva. Se termină spitalul. Nu se face nicio autostradă, deci nu se face nimic. Spitalul ăla, da, din asta, din peleț, nu. Dar nu se face nimic. Nu. Și asta este dureros, adică e trist, așa, e mâhnitor. Aici tu trei clădiri istorice în orașul ăsta și stai cu ea, zaci acolo, nu face nimeni nimic la ea. Și ca arsă stai acolo în buricul târgului. Nu se face nimic, Cătălina. Numai vrăjeală. Ceva totuși se face. Îți mulțumesc pentru discuție. Se deschide Muzeul Arta Lemnului, de exemplu, în Câmpul Moldovenesc, urmează în Jurnal. Reabilitat, cu manager nou și cu planuri mari de reorganizare a colecțiilor, la 1 iunie, pentru a sărbători aniversarea de 85 de ani de la fondarea Muzeului Arta Lemnului, instituția va fi redeschisă parțial cu o fulminantă expoziție temporară dedicată poveștii cât o viață a Muzeului Comunității din Câmpul Moldovenesc. Vor fi și alte activități care vor marca timp de 6 zile importantul eveniment. Muzeul Arta Lemnului a fost reabilitat și modernizat pe fonduri europene, un proiect depus prin POR de aproximativ 2,7 milioane de euro. El a fost finalizat în toamna anului trecut și faptul că acum sărbătorim 85 de ani de la funcționarea, înființarea acestui important muzeu cu piese unice din lemn, este un lucru extrem de așteptat de oamenii de cultură, de artă, pe 1 iunie, în afară de deschidere oficială a acestui important locaș de cultură, va fi și sărbătorirea copiilor de 1 iunie, tot în curtea Muzeul Arta Lemnului. Programul este de începând din 1 iunie, pe parcursul toate întregii săptămâni, în care vor fi ateliere de meșteșugărie, de confecționare, de restaurări obiecte din lemn și nu numai. Muzeul Arta Lemnului din toamna anului trecut are un nou manager, un manager cu un profesionalism extraordinar de important și chiar îl așteptam pe Bogdan Stamatin să fie noul manager al Muzeului Arta Lemnului. Deci, vă aștept cu drag la Câmpul Moldovenesc, începând cu 1 iunie, la deschiderea parțială a acestui important muzeu. Programul complet poate fi consultat pe noul site al instituției muzeularta-lemnului.ro.
Juniorul Suceava s-a calificat în sferturile campionatului național de fotbal sub 17 ani. Echipa antrenată de Laurențiu Berezoschi și Bogdan Pantea a câștigat la Masa Verde, prin neprezentarea adversarului, meciul pe care trebuia să-l joace pe stadionul Ițcani în fața celor de la LPS Iași. Eram pregătiți pentru acest joc, toată săptămâna am vorbit despre acest joc și am așteptat, i-am chemat pe băieți cu o oră și jumătate înainte de meci și am pregătit jocul. Ne pare rău că oaspeții nu știu ce probleme au avut pe drum și nu au ajuns la timp. Noi vom pregăti în continuare foarte serios etapa următoare, care va fi joi, să vedem unde va fi tragerea la sorți și unde vom juca. Se va stabili geografic cu cealaltă două echipe din zona Moldovei? Așa, ar fi normal, nu știu, luni se va stabili la federație și vom vedea unde va fi. Poate această generație să ajungă la turneul final? Cu siguranță, poate. Este o generație de copii 2004-2005 care a avut performanțe de-a lungul timpului. O grupă de copii cu care noi am început activitatea practică cu 6-7 ani și tot timpul au avut rezultate foarte bune acești copii. Pe lângă juniorul Suceava, în sferturile campionatului național de fotbal sub 17 ani s-au mai calificat Oțelul Galați, Progresul Spartac, Corona Brașov, LPS Viitorul Pitești, FCU Craiova, Clubul Sportiv Școlar Lugoj și LPS Târgu Mureș. Rugbiștii suceveni n-au obținut niciun punct în etapa a 7-a Diviziei Naționale de Seniori. CSM Bucovina a fost învinsă de CSN Vodari cu scorul de 5-24, iar RC Gura Humorului a cedat cu 17-34 în fața Științei Petroșani. CSM Bucovina Suceava a pierdut sâmbătă pe terenul Unirea în fața celor de la CSN Vodari cu scorul de 5-24. Chiar dacă a dominat teritorial întâlnirea și s-a apropiat în numeroase rânduri de terenul de țintă, echipa antrenată de Marcel Crețuleac a marcat un singur eseu în repriza secundă prin Alin Elisei. De partea cealaltă, gruparea dobrogeană a obținut inclusiv punctul bonus în urma încercărilor reușite de Sebastian Agapie, Marian Niță 2 și Răzvan Ivan. RC Gura Humorului a cedat sâmbătă pe teren propriu în fața campioanei Știința Petroșani cu 17-34. Echipa condusă de Andrei Varvaroi și Ștefăniță Rusu a marcat două eseuri prin Alexandru Vaman și Alin Conache. Ultimul și-a trecut în cont alte 7 puncte prin două transformări și un drop gol. În cadrul etapei a 7-a s-au mai înregistrat următoarele rezultate: RC Grivița București, RC Bârlad 5-27 și CSU Arad, CSU Alba Iulia 33-10. CSM Galați a stat în această rundă. În următoarea etapă, penultima înaintea vacanței de vară, CSM Bucovina Suceava se va deplasa la Bârlad, iar RC Gura Humorului va juca la Năvodari. Doamnelor și domnilor, știrile continuă acum cu informațiile despre starea vremii și se încheie cu subiectele zilei. Sunt Cătălina Biholar, vă mulțumesc pentru atenție, cu bine! La noapte cerul va fi noros în toată regiunea și se vor înregistra precipitații. Mai mult, va fi în vigoare până marți la ora 21 un cod galben de ploi și instabilitate atmosferică. Temperaturile minime se vor încadra între 7 și 9 grade Celsius. Și marți va fi înnorat și va ploua în toată regiunea. Vor fi perioade cu instabilitate atmosferică accentuată ce se va manifesta prin averse ce vor avea și caracter torențial, frecvente descărcări electrice, vijelii și izolat grindină. Temperaturile maxime vor avea valori cuprinse între 9 și 16 grade Celsius. Peste 600 de persoane s-au imunizat la caravana de vaccinare anticovid a Smurd, condusă de șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, secretarul de stat, doctorul Raed Arafat. Sâmbătă, caravana a fost prezentă la Calafindești, iar duminică la Câmpul Moldovenesc. Majoritatea celor care s-au vaccinat au optat pentru vaccinul Johnson & Johnson.
Un nou centru de vaccinare a fost înființat în municipiul Suceava la Universitatea Ștefan cel Mare. La centrul care funcționează în corpul nou al universității vor fi administrate vaccinurile Pfizer-BioNTech și Johnson & Johnson. Programul de funcționare este de luni până vineri în intervalul 8-14, iar doritorii se pot prezenta fără programare prealabilă. Premierul Florin Câțu și-a anunțat intrarea în competiția internă pentru președinția Partidului Național Liberal împotriva actualului președinte Ludovic Orban. PNL are nevoie de un suflu nou, susține Florin Câțu, înconjurat de personalități marcante ale partidului, între ei, din partea organizației de la Suceava, Gheorghe Flutur și Ion Lungu. Două locuințe au fost cuprinse de incendii provocate intenționat la sfârșitul săptămânii trecute în localitățile Costișa și Fetești. Fratele proprietarului din Costișa și un nepot al proprietarilor de la Fetești sunt suspectați că au provocat incendiile și cercetați penal pentru săvârșirea infracțiunii de distrugere. Un sucevean care conduce o mașină de lux înmatriculată în Germania cu un mesaj care poate fi considerat obscen în România a rămas fără permis și a fost amendat cu peste 6.000 de lei. Nu mesajul i-a adus sancțiunile, ci depășirea vitezei legale de deplasare pe un drum județean, refuzul de a prezenta permisul de conducere și un apel fals la 112. Vremea ploioasă face ineficientă dezinsecția în Suceava, motiv pentru care acțiunile au fost tot amânate. Din păcate, consecințele nu au întârziat să apară. Cazurile de persoane mușcate de căpuși au devenit frecvente, iar cei mai expuși sunt copiii. Un caz neobișnuit s-a înregistrat la finalul săptămânii trecute, când o copilă a ajuns la urgențele Spitalului Județean Suceava cu o căpușă uriașă prinsă de ceafă. Ambasadoarea Franței în România, excelența sa Laurent Soye, a venit la Suceava pentru a inaugura oficial Alianța Franceză, o instituție care își propune să încurajeze învățarea limbii franceze și promovarea valorilor francofoniei. Totodată, ambasadoarea i-a înmânat profesorului universitar Santa Maria Ardeleanu Ordinul Național al Franței, Legiunea de Onoare în grad de cavaler. Aceasta este cea mai înaltă distincție care se acordă cetățenilor care aduc servicii statului francez. Reabilitat, cu manager nou și cu planuri mari de reorganizarea colecțiilor pe 1 iunie pentru a sărbători aniversarea de 85 de ani de la fondarea Muzeului Arta Lemnului, instituția va fi redeschisă parțial cu fulminantă expoziție temporară dedicată poveștii cât o viață a Muzeului Comunității din Câmpul Moldovenesc. Vor fi și alte activități care vor marca timp de 6 zile importantul eveniment. Juniorul Suceava s-a calificat în sferturile campionatului național de fotbal sub 17 ani. Echipa antrenată de Laurențiu Berezoschi și Bogdan Pantea a câștigat la Masa Verde, prin neprezentarea adversarului, meciul pe care trebuia să-l joace pe stadionul din Ițcani, în fața celor de la LPS Iași. Rugbiștii suceveni n-au obținut niciun punct în etapa a 7-a diviziei naționale de seniori. CSM Bucovina a fost învinsă de CS Năvodari cu scorul de 5-24, iar RC Gura Humorului a cedat cu 17-34 în fața Științei Petroșani.